Mai sunt 67 de zile până la Crăciun, iar această numărătoare inversă le dă fiori companiilor din retail. Ca să se asigure că vor avea oameni care să lucreze în depozite, Amazon oferă în Marea Britanie bonusuri de 3.000 de lire pentru angajații sezonieri. Amazon vrea să angajeze 20.000 de oameni astfel încât Moș Crăciun să ajungă la fiecare. E criză de muncitori sezonieri în toate domeniile din cauza Brexitului. Deficitul de forță de muncă a ajuns la 1,1 milioane în perioada Iulie-septembrie 2021 e cel mai ridicat nivel din 2001 cu acest spun statisticile oficiale din Marea Britanie. Amazon a început să ofere bonusuri de angajare de 1000 de euro pe lună încă din luna august. Măsura lor a stârnit deja controverse. Federația lucrătorilor din domeniul alimentar din Marea Britanie spune că aceste bonusuri uriașe oferite de Amazon îi va afecta pe comercianții mai mici care vor avea și ei nevoie să atragă personal pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Probleme sunt și peste o Amazon are peste un milion de angajați în Statele Unite și vrea să angajeze 150.000 de, de muncitori sezonieri pentru Black Friday și Crăciun.